Cristian Cioca a mințit, au demonstrat-o în premieră procurorii după 6 ani de mister. În noaptea dispariției Elodiei, fostul polițist era îmbrăcat în aceeași cămașă pătată cu sânge găsită în râpa de la Râșnov. O cameră de supraveghere l-a surprins cu doar câteva ore înainte de crimă. Când a văzut imaginile, Cioca a început să râdă. Urmăriți filmarea care dezleagă misterul. Cristi, erai în mânecă scurtă până la urmă, te-ai văzut? Și? Și asta îl poate ține după gratii încă 20 de ani. Cristian Cioaca a spus de nenumărate ori că uniforma cu mânecă scurtă găsită în râpa de la Râșnov nu îi aparține. Că în noaptea dispariției Elodiei, el purta de fapt mânecă lungă. Uniforma aia ta? Uniforma găsită în râpă? Dacă nu v-a spus întrebarea, dacă eram cu mânecă lungă și se găsea cu mânecă lungă? Dumnealui a spus că sigur era cu cămașă cu mânecă lungă sau avea o jachetă cu mânecă lungă, pentru că în Brașov seriile de la sfârșitul lunii august sunt foarte răcorate. Procurorii l-au contrazis mereu. Acum îl contrazic și imaginile. O cameră de supraveghere l-a surprins într-o benzinărie cu doar câteva ore înainte ca Elodia să dispară. Purta mânecă scurtă. Era în drum spre Pitești și s-a oprit câteva minute la o stație Peco aflată la ieșirea din Brașov. Cel puțin 5 oameni l-au observat stând la coadă. Astăzi, pentru prima oară, Cristian Cioaca a văzut imaginile și a recunoscut. Cum vi s-a părut Cristian Cioaca în momentul în care s-a văzut pe el în mânecă scurtă în benzinărie? S-a schimbat la față și a afirmat că, da, dumnealui este. A recunoscut, deși de 6 ani încoace susține că toate probele au fost plantate și că este victima unei înscenări. Cum vă explicați faptul că s-au găsit aceste probe pe acele haine, pe acele obiecte? Nu pot să vă explic, pentru că sunt suspect de frumos așezat. Pe acea cămașă s-a stabilit sângele Elodiei. În mod cert, fără niciun dubiu. Procurorii au arătat astăzi lui Cioacă și două covoare. Unul găsit în apartamentul său din Brașov, altul în râpa din Râșnov. Ambele probe esențiale despre care fostul polițist a spus mereu că nu există. Într-un dosar cu sute de pagini de probe și zeci de martori, un singur lucru mai lipsește pentru dezlegarea misterului, trupul Elodiei. Ar fi bine să apară ca să ies din chestia asta.